ziua și bine v-am regăsit astăzi la un alt episod. Uitați ce dimineață superbă este astăzi. Și dacă tot avem o zi din asta superbă, mă gândeam să vedem câteva puncte care te pregătesc pentru succes. Și sunt sigur că mulți dintre voi, cei care urmăreți aceste videouri, sunteți pierduți în viață, adică nu aveți un cel bine definit. Și sunt multe persoane care nu au aceste țeluri definite, nu știu exact unde vreau să ajungă sau ce vreau să fac cu viața și vreau să vă liniștesc că este normal să fie așa. Este normal pentru că și eu am fost în acest mod, și eu am fost în acest fel, și eu am gândit la fel, nu aveam un țel, nu aveam nicio noimă în viață. Însă, ca să ajungi la țeluri, primul și în primul rând, trebuie să înveți niște lucruri fundamentale. Deci, dacă nu ai bazele, nu poți să construiești o casă. Și asta te pregătește pentru succes, munca pe care tu o depui acum, fie că e o muncă manuală, fie că citești foarte multe cărți, fie că vorbești cu foarte mulți oameni și înveți foarte multe de la ei, fie că îți dezvolți anumite aptitudini sociale sau aptitudini digitale. Astea toate pregătesc drumul care va fi odată succesul tău. Deci acea ascensiune, acel punct de inflexiune de unde tu o să începi să ai succes și tu o să începi să ai tot ce ți-ai dorit în viață. Însă, înainte ca să ajungi la acest succes, trebuie să înveți, trebuie să citești și mai mult de lucrurile care le faci, trebuie să ai o concentrare. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să te concentrezi foarte mult pe ceea ce faci. Deci, fie că faci un lucru simplu că vopsești un gard, sau fie că faci un lucru mai complex, vopsești o pictură, vă dau un exemplu, în ambele cazuri trebuie să vă concentrați foarte mult pe ceea ce faceți și să faceți o muncă cât mai bună. Că dacă faci numai așa de izbeliște, numai așa de să fie treaba făcută, niciodată nu o să ajungeți la succes. Al doilea lucru este să depui foarte mult timp în munca pe care o faci, pentru că în literatura de specialitate spune că ești un om, un expert într-un domeniu dacă ai deja 10.000 de ore în acel domeniu. Fie că tu cânți la chitară, fie că pictezi, fie că cânți, dacă ai depus 10.000 de ore de lucru, atunci te poți numi un cunoscător, un expert în acel domeniu. 3. Ar fi să ai răbdare. Răbdarea este arma cea mai de preț a unui om care ajunge la succes, pentru că fără răbdare o să vezi că de orice te apuci o să te și lași, pentru că după o anumită vreme nu o să mai ai răbdare, o să vrei să ajungi la succes foarte, foarte repede, o să vrei să ai succesul ăsta de peste noapte. Numărul 4 ar fi să ai cât mai multe eșecuri, pentru că atunci când ai eșecuri, înveți niște lecții de viață care altfel viața nu ți le poate preda. Numai la eșec înveți foarte multe despre tine, despre modul în care gestionezi un eșec, despre modul în care te simți și aici ajung la numărul 5, la gestionarea emoțiilor și asta foarte multă lume nu știe să-și gestioneze emoțiile, adică atunci când e supărat, atunci se vede pe el că e supărat, atunci când e nervos, se vede pe el că e nervos. Și aici merge foarte bine exemplu cu haterii care lasă comenturi aiurea și trebuie să știi cum să gestionezi aceste lucruri. Trebuie să știi să le răspunzi cu o monedă pozitivă, nu să intri în jocul lor, să împroșcați cu negativitate unul în altul. Astea ar fi cele 5 puncte care ați putea să le faceți ca să ajungeți la succes. Și în partea următoare v-aș zice ce anume trebuie să dezvoltați. Pentru mine au fost două tipuri de aptitudini, au fost cele digitale și cele sociale. Cele digitale au fost aptitudinile de a răspunde la toată nevoia care este acum pe internet, să fii foarte bun din punct de vedere digital. Adică să știi să lucrezi un Windows, să știi să lucrezi un Excel, un Word, să știi să faci un web, că o să vedeți site-ul de web care o să vină, să înveți ce anume ai nevoie pentru un site web,
ce anume e de lucru, ce anume trebuie să faci, ce domeniu să-ți alegi, cum să-ți-l alegi să fie ok și foarte multe lucruri, cum ar fi gestionarea de poze, realizarea de videouri. Acestea toate sunt, o să fie, chiar sunt și acum, dar o să fie o cerință foarte mare pe viitor. Deci dacă tu, din punct de vedere digital, ești foarte bun, o să poți să-ți dai serviciile unor firme mari care poate au un site sau poate au o pagină de Instagram sau de Facebook, dar nu știu să gestioneze, nu știu să facă poze, nu știu cum să posteze, nu știu când să posteze ca să ai cel mai mare număr de viewers. Și acestea toate sunt lucruri foarte importante în domeniul nostru. Și un lucru care ar fi și mai important este partea socială și este partea de a ști să gestionezi oamenii, de a avea o carismă, de a putea fi persuasiv, de a avea o atracție, de a ști să lucrezi într-o echipă, de a ști să scrii foarte bine. Dacă ai de postat ceva, trebuie să fii foarte bun în scris. Aici eu am foarte multe lucruri de învățat, dat fiind că sunt disgrafic, dishalic și nu știu care e F-ul și H-ul, dar ăsta e un alt video care o să vi-l pun aici. Și eu am anumite lucruri de rezolvat aici și de obicei când am de postat ceva, las alți oameni care sunt mai buni pe partea de scris. Un alt lucru care ați putea să-l dezvoltați pe partea socială ar fi limbile străine. Cu cât știi mai multe limbi străine, cu atât poți să ajungi la un număr mai mare de persoane. Eu cred că pe viitor o să avem doar o singură limbă străină care o să fie globală și aceasta cred că o să fie engleza. S-ar putea să fie o altă limbă, dar sper că nu. Eu optez pentru engleză. Și consiliul meu, ce ar trebui să faceți voi, ar fi ca din momentul în care terminați școala, fie că terminați liceu, fie că terminați generală sau școală de meserie, este să încercați cât mai multe posturi diferite. Deci să încercați să învățați cât mai multe posturi pentru a vedea ce anume vă place. Pentru că la 18 ani nu se știe ce anume vă place. Până nu încerci, nu vezi mai multe tipuri de meserii, muncă manuală sau de birou sau ce vreți voi. Cu cât încercați mai multe locuri de muncă, cu atât o să vă dați seama ce vă place. Și eu am trecut prin chestia asta, am lucrat foarte mult, dat fiind faptul că am o diplomă de inginer, o diplomă de doctorat, am lucrat cam 6, 7, 8 ani muncă manuală. Lucrat într-o fabrică de pielărie unde se făcea muncă manuală, însă am învățat foarte mult de aparatură, am învățat de producție, am învățat de managementul oamenilor, de calitate, am învățat foarte, foarte, foarte multe. Și din acea muncă manuală și din acei ani mi-am dat seama care sunt lucrurile care îmi plac. Mi-am dat seama că îmi place foarte mult să trăinuiesc cu oameni. Mi-am dat seama că îmi place să învăț alți oameni cum să deseneze și în același timp să fie mai productivi. Și de aici o să vedeți toate cursurile care le fac eu, agenda de productivitate și tot ceea ce ține de partea de training și de pictură este ceva ce mă fascinează și mă pasionează pe mine. Și timpul petrecut cu aceste lucruri nu mă obosește. Și de asta, ăsta e consiliul meu. Ieșiți cât mai mult din zona voastră de confort, lucrați foarte mult în diferite domenii și o să vedeți că vă dați seama care este țelul vostru și ce loc de muncă sau ce lucru ați putea voi să faceți care vă pasionează, care vă face să fiți energizați și care, avându-l, nu o să mai trebuiască să lucrați niciodată în viața voastră. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc, o zi super mirobolantă vă doresc. La revedere, pa, pa!